Aproape jumătate în gips, cu ochișorii triști, așa arată Diana după ce s-a întors de la Institutul Turner din Sankt Petersburg. Acolo ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale dificile la șold și genunchi, după cum a susținut mama fetiței, Ludmila Culea. Deși foarte mică, pentru a înțelege ce se întâmplă, Diana este răbdătoare. Inițial planificasem să facem doar o operație la șold, dar când am ajuns acolo, după ce a fost examinată de către medici, ei au hotărât să-i facă două intervenții chirurgicale deodată, la șoldul drept și la genunchiul stâng. Dianușca a suportat bine operațiile, comparativ cu alți copii cu aceleași probleme, care erau și ei internați în spital. Este răbdătoare, având în vedere că acest gips este incomod și afară e tare cald. Resursele financiare pentru operația fetiței au fost colectate de toți, apropiați locuitori ai raionului. Cea mai mare contribuție și-a adus-o Fundația Caritabilă din Moldova Salvați Viața și fondul rusesc Gulfstream, cea din urmă nu numai că a alocat banii care nu ajungeau pentru prima operație, dar au achitat-o în întregime și pe a doua. Vrem să le mulțumim tuturor celor care nu au fost indiferenți față de problemele de ani și ne-au ajutat fizic, moral și material. Acum părinții micuții trebuie să colecteze încă 35.000 de ruble pentru următoarea consultație medicală programată pentru data de 28 mai. Tot atunci medicii vor trebui să îi înlăture copilei gipsul. Если будет все хорошо, удачно, то будем там проходить реабилитацию. Dacă totul va fi bine, ne vom duce de această dată în Sankt Petersburg doar pentru reabilitare. Dacă nu va fi așa, atunci, după cum au susținut medicii, va trebui să repetăm operația la 4 ani. Noi sperăm și medicii ne-au asigurat că intervenția e reușită și că vom pleca doar pentru reabilitare. Să dea Domnul să fie așa. Что все-таки мы туда едем уже как бы на реабилитацию. Oamenii care doresc să o ajute pe Diana să scape de aceste chinuri prin care trece acum, să poată merge la reabilitare în Sankt Petersburg, pot să depună bani la următoarele conturi.